Sai au trecut și de acest examen și iată că ASEA-ul câștigă, dar aici vedem o reacție dură a jucătorilor de la Steaua care s-au dus către Ișvan Kovac. Este scandal la Târgu Mureș în doi, l-a lăsat și pe el nervi. Păcat că se termină o partidă care altfel a fost extrem de frumoasă cu astfel de accente și cred că Usman în doi vede cartonașul roșu de la Ișvan Kovac. Dar lasă-mă să spun, George, că au tot dreptul din lume steliștii să-i ceară explicații lui Ișvan Kovac. Rămân la părerea că Steaua a fost privată de un penalti și o eliminare pe care Gabi Mureșan ar fi trebuit să o vadă